V-a mai spus la dat Dumnezeu și bine v-am găsit, tot s-a înviat. Bine. Și am venit cu drag, de la cineva drag, sufletul dumneavoastră și am venit să vă aducem câteva daruri. Văd că aveți emoții. Și o să încep cu ceva mai dulcișor, pentru că această tortă este pentru dumneavoastră, vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Cred că vârsta dumneavoastră, n-am încurcat nimic, da? Aveți din naștere sau nu? Păi n-ați încurcat nimic, dar eu n-am înțeles cum dumneavoastră ați ajuns aici. Asta e de-a mea altceva. Aveți sticluța de șampanie. Sticluța de șampanie este din partea companiei. O să pun aici jos. Și aveți și un buchetel de flori. Este pentru dumneavoastră. Vă rog frumos că să-l luați. Și tot vă să-mi spuneți dumneavoastră de la cine am venit noi. Cine ne-a trimis să vă aducem florile, să vă aducem torta. Și dragostea, iubirea și cele mai frumoase și scumpe cuvinte care sunt pentru dumneavoastră. Cum credeți? Cine ne-a trimis pe noi? Am eu niște bănuieli. Ia-mi spune, cine? De cine dumneavoastră ați fost trimis? Numai nu spuneți despre Dodor, că ne-a mai spus cineva de la Dodor. Păi nu, nici de cum, nici nu am niște... Una din surori. N-ați început drept. De-a mea le puteți face lucrul ăsta. Nu ați început drept. Am mulțumit de corectare. Dacă n-am început drept, apă înseamnă că... Cine? Altcineva n-are cine. Numai și musulat. Ieșiți că aveți musafiri. Eu m-am așteptat cu totul altceva. Uitați-vă, sunt niște cuvinte frumoase care sunt pentru dumneavoastră scrise. Și o să înțelegeți deodată de la cine noi venim. Chiar dacă suntem departe, gândurile noastre și sufletul sunt cu tine. Îți urăm să trăiești fiecare zi cu entuziasm, să ai o energie de nedescris. Îți dorim să fii mereu puternic, încrezător și sigur în forțele proprii. Pentru noi ești un exemplu adevărat, un exemplu de omenie, bunătate, loialitate și, în ultimul rând, un exemplu de profesionism necălabil. Să ai zile senine, să fii fericit și apreciat. Dumnezeu să-ți dea multă sănătate și numai bucurie. Sperăm această mică surpriză să-ți lumineze ziua și să-ți facă sărbătoarea frumoasă. La mulți ani, tata, cu mult dor și drag ai tăi copii. Opriți filmările, se începe veselie. Da, într-adevăr, eu nu, o soară de mea putea să-mi facă lucrul ăsta, sigur că eu m-am gândit, dar nici de cum m-am gândit că ei din Anglia puteau să facă ciotchi, știți că aveți musafiri, dar eu am rămas nedumerit. Ce fel de musafiri poate fi și astea, dar voi, dacă activați în domeniul ăsta, bravo, vouă, chiar mă surprins cât de, mă rog, eu, da, până la grâne. Nu prea aveți cuvinte pentru că aveți emoții. Asta e ceva frumos. Pentru că roada dumneavoastră, asta e o roadă de dumneavoastră care, acum, vedeți exemple. Eu ți-o-i dai, eu ți-i șarlatanule. Am înțeles de ce tu te șoșoteai cu Nantaliona pe după casă. Păi, o leacă, ați știut, ați avut. Lăsați câteva cuvinte, că ei așteaptă ceva de la tata, oricum. Așteaptă câteva cuvinte frumoase aici în cameră. Cumpii mei, dacă asta eu trebuie să o spun, vă spun și fără asta eu tot vă iubesc și vă aștept acasă. Altceva n-am și vă spun. Că emoțiile prevalează, nici nu m-am așteptat. Eu rar plâng, dar mă pozitit lacrimi, de mă rog. Sunteți dor și dragoste, nu puteți să nu plângeți la așa ceva. Eu cred că fiecare om ar plânge la așa gesturi frumoase din partea copiilor, din partea celor mai spune. Așa că dumneavoastră a spus niște cuvinte de aur. Erau foarte puține, dar sunt foarte bune. Vă iubesc și vă aștept acasă. Deci sunt unicele cuvinte care așteaptă copiii dumneavoastră. Vă iubesc și vă aștept acasă. Eu cred că fiecare copil așteaptă aceste cuvinte. Noi vă dorim sănătate, vă dorim o revedere cât mai curând cu cei dragi care sunt plecați. Să vă se îndeplinească dumneavoastră dorințele, visurile, cât la copii,
așa și dumneavoastră. Să aveți o zi frumoasă și multă sănătate. Mulțumesc!